Salutare, sunt Sorin Niculescu și mi s-a spus să prezint 7 cântece din anul 2050. Cam cum ar suna muzica în anul 2050? Sigur că la modul serios ne putem aștepta să avem numai only AI-generated songs, adică numai piese generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar desigur că și oamenii se vor mai ocupa de muzică așa din când în când, eventual în timpul liber, în weekend. Prin urmare, cred că vom avea niște piese de stare sau, în orice caz, în continuare, niște piese cu mesaj. Adică, dacă Shakira l-a cetat pe Gerard Piqué, eventual pe bună dreptate, preț de vreo 3 albume, cam așa va fi și atunci. Ai nevoie de o piesă, ai un dușman, vrei să-i faci o dedicație, ai o disensiune cu un vecin, îi faci, evident, o melodie. Dar probabil că vor fi și colaborări. În cele din urmă, mă aștept între tot felul de genuri muzicale. Probabil că un anumit uragan va face un featuring cu Coldplay, A Sky Full of Stars, care va fi, evident, o minune de remix. Altfel, de la starea de concert de la Europa FM, ne putem aștepta la primul concert pe lună. Primul concert pe lună, bineînțeles că este deja sold out. Și în acest context cosmic, practic, uite, fetele de la Andrei Bonescu vor lansa melodia Lasă-mă, papa, la Marte. Altfel, cu siguranță că va fi o muzică și pe prietenie. Într-un final, de exemplu, va apărea melodia Billie Jean is the most beautiful girl in the world. Pentru că Prince și Michael Jackson se vor împrieteni în cele din urmă și vor pleca împreună în turneu. Într-un turneu de holograme, însă. Doar că în turneul respectiv, undeva pe drum, un hacker va face în așa fel încât să deturneze hologramele respective și va pune o melodie care nu va avea moarte niciodată. Deci va fi prezentă și în anul 2050. Mai e puțin până în 2050. Let's play the future. Mai multe pe europafm.ro și desigur la radio.